Bună ziua tuturor! Mă numesc Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom discuta despre descompunerea vectorilor după două direcții date. Un tablou este suspendat pe un perete prin intermediul a două fire, ca în imaginea de mai jos. Greutatea tabloului este susținută de componentele verticale ale celor două tensiuni din fir, F mare 1 și F mare 2. După decolare, direcția vitezei unui avion este oblică, dar avionul câștigă altitudine și în același timp se și îndepărtează de aeroport. Acest lucru se întâmplă deoarece vectorul viteză poate fi descompus în două componente, una pe direcția verticală și una pe direcția orizontală. O fetiță trage o sanie prin intermediul unei sfori cu o forță care acționează pe o direcție oblică. Sania se deplasează pe direcția orizontală, deoarece direcția de deplasare coincide cu direcția componentei orizontale a forței. Ajunsă în vârf, sania cu băiatul coboară de-a lungul dedelușului, pentru că asupra lor acționează componenta greutății paralelă cu direcția de deplasare, numită greutate tangențială, care imprimă mișcarea săniuței. Din descompunerea greutății, care știm cu toți că acționează pe direcția verticală, va rezulta și o altă componentă, perpendiculară pe direcția de deplasare, numită greutate normală. Se poate observa că odată ajunsă pe porțiunea orizontală, greutatea tangențială devine nulă, iar după un timp, săniuța se va opri. După ce am urmărit aceste exemple, putem spune că descompunerea unui vector după două direcții și aflarea componentelor acestuia este utilă atunci când direcția de deplasare nu coincide cu direcția de acțiune a vectorului. În astfel de situații, este util să înlocuim vectorul inițial cu o combinație de doi vectori cu direcții date, cele două componente fiind echivalente cu vectorul inițial. Pentru a descompune un vector după două direcții date, procedăm astfel. Prin vârful vectorului dat, ducem paralele la cele două direcții. Laturile paralelogramului astfel format, cu originea în originea vectorului, reprezintă cele două componente ale vectorului. La final, dacă v-a plăcut descompunerea vectorilor, vă propun următoarea aplicație. Un hamac este alcătuit dintr-o bucată de pânză, ancorată prin intermediul unor frânghii de doi stâlpi. Reprezentați grafic tensiunile din fir, precum și componentele acestora, ce acționează asupra hamacului când pe el se așează o pisică.